În 2007, Colegiul Național Ion Maiorescu a intrat în reparații capitale. După doar 2 ani, lucrările au fost sistate din lipsă de fonduri. Cu mari eforturi financiare, dar mai ales cu sprijinul Asociației Pro Maiorescu, în noiembrie 2011 s-a inaugurat corpul de clădire C2. De atunci nu s-a mai întâmplat nimic, o spun chiar membrii asociației reuniți sâmbătă în cadrul adunării generale. Concluziile care s-au desprins în urma adunării celor care sunt cu sufletul, dar și financiar, alături de bătrânul liceu, sunt dintre cele mai sumbre. Colegiul se degradează de la o zi la alta, autoritățile locale și centrale par nepăsătoare, în timp ce în contul Asociației Pro Maiorescu s-au strâns pe primele 10 luni doar 1000 de lei. Ca un semnal de alarmă, pe primele 10 luni din acest an, din 2013, Asociația Pro Maiorescu a reușit să atragă fantastica sumă de 1000 de lei. Deci, după înființarea noastră în 2011, încet, încet, focul a început să se stingă. Dacă se poate face ceva, promisiuni văd că au fost, vor mai fi și altele, merită toată lauda, toată stima, toată considerația domnilor care au participat materialicește, financiar, la a se mai face ceva pentru liceul Maiorescu. Noi trebuie să promovăm lucrul bine făcut. Promovarea lucrului bine făcut trebuie să capete două aspecte. Odată mediatizarea și interesul pe care dumneavoastră, seniorii noștri, îl acordați pentru liceu, dar totodată și interesul nostru al celor care suntem, să zicem, oameni practici în liceu, fiii cetății, cum spunea domnul dirijinte Vanda, pentru a pune umărul faptic aici. Exact, trebuie să participăm și la curățenie, dacă cumva nu sunt să identifică fonduri sau dacă e neglijență. Trebuie să luăm și atitudine, exact așa cum ați făcut dumneavoastră, dar trebuie să stârnim și interesul prin grija dumneavoastră a autorității locale. Noi suntem o picătură. Fondurile de care avem nevoie sunt foarte mari și asta nu se poate decât cu voință politică. Asta nu se poate decât dacă vom reuși să atragem inspectoratul de partea noastră, dacă vom reuși să atragem primăria și prefectura de partea noastră. Cred că acolo există niște pârghii care vor duce la acces la fonduri care sunt peste puterile asociației noastre. La ora actuală, Asociația Pro Maiorescu nu prea mai simte că este sprijinită în un fel de la nivel de conducere, ba chiar dimpotrivă, și noi totdeauna ne ferim să spunem lucrurile acestea, poate din delicatețe, poate nu știu din ce. Eu nu prea sunt un delicat decât atunci când trebuie și spun clar că, de fapt, interesul este să se demonstreze că ce a făcut Pro Maiorescu a făcut prost. La adunarea generală de sâmbătă au fost invitați să participe și reprezentanții inspectoratului școlar, ai prefecturii, ai primăriei, însă niciunul nu a răspuns prezent. Asta în timp ce iarna bate la ușă, iar emblematicul liceu se degradează văzând cu ochii. Unde este președintele Consiliului Județean, care este elevă liceului? Unde este prefectul județului, care a fost elevă liceului? Unde este premierul Nicolae Barbu, care nu mai este în campanie electorală? Și nu, în ultimul rând, o întrebare foarte grea, unde este actuala conducere a școlii? Pentru că autoritățile locale și centrale sunt cele mai îndreptățite să ceară fonduri și să se lupte pentru ca liceul Maiorescu să redevină ce a fost, membrii Asociației Pro Maiorescu au făcut fel și fel de adrese, toate fără răspuns până la această dată. Pentru finalizarea lucrărilor este nevoie de circa 35 de miliarde de lei, fonduri ce nu au fost încă identificate. Ce este de făcut și cum văd membrii Asociației Pro Maiorescu rezolvarea acestei probleme delicate, puteți urmări în cadrul unei ediții speciale, imediat după jurnal.